Prezenți la Giurgiu pentru a onora invitația fraților Sandu și Marian Pantazi, foști fotbaliști și antrenori din generația de aur a lui Dinamo, petrecut câteva ore agreabile aproape de Dunăre. Dinamoviști cu vechi state de serviciu, Costel Orac, Lică Movilă și Marin Dragnea au spus lucrurilor pe nume. Echipa de fotbal trece printr-o perioadă nefastă, însă nu numai jucătorii sunt vinovați de această situație. Despre Dinamo de astăzi și ce pot să vă spun decât ceea ce vedem. Din păcate, lucrurile nu s-au reglat. Am sperat cu toții. Sigur că fiind dinamoviști cu toții și noi care am activat la Dinamo și suporte, sunt convins că speranțe încă există. Dar problema este că din ceea cel puțin care este impresia mea la ora actuală, drumul pe care s-a pornit e un drum total greșit. Nu știu ce se va întâmpla mai departe. Sper să facă o analiză serioasă, să găsească și să găsească soluțiile cele mai propice, să zic așa, pentru a ieși din situația asta, pentru că altfel ne îndreptăm din nou spre retrogradare. Sper să-și revină, dar la ce vedem noi acum e greu, au o viață grea în fotbal, pentru că unde nu sunt bani și nu e, să zic, pe profesionalism, e greu să faci fotbal cu oameni care nu se pricep. Nu spun eu că nu se pricep, au dovedit-o ei. Mai mult nu pot să zic. Pormă, orice îi zice... Din punctul meu de vedere, dacă din iarnă nu-și completează lotul din punct de vedere valoric cu jucători care să facă față pentru Superliga, e foarte greu să se salveze de la retrogradare. Eu am încredere în continuare în ceea ce este acum la Dinamo, dar cu semn de întrebare, pentru că încă am, echipa nu joacă rău, să văd niște, să zic așa, automatisme de joc, dar n-au forță de atac și atunci și fac și greșeli foarte multe pe faza de apărare. Trebuie să-și revizuiască lotul, din punctul meu de vedere, ca să poată să scape de retrogradare și să, Doamne ferește, să nu ajungă iarăși să retrogradeze. Cel mai emoționant moment a fost oferit de fostul fundaș al lui Dinamo, Nicușor Vlad. Mai devreme am făcut o glumă la masă, să nu-i spun macabră, dar aproape de adevăr. Unii colegi au venit îmbrăcați în alb și roșu, alții cu albastru, am venit în negru. Zic, acum asta e culoarea lui Dinamo. Scuzați-mă, să mă scuze dinamoviștii, că e adevărat, dar acum eu nu pot să mă bucur pentru Dinamo. N-am de ce. Din potrivă. Și îmi cer scuze pentru dinamoviști adevărați. La polul opus, printre cei mai optimiști, a fost un alt Nicușor, Glonț. Acesta speră ca Dinamo să scape de retrogradare anul acesta, fiind convins că din sezonul următor echipa ar putea redeveni o forță în fotbalul românesc. Îmi pare nespus de rău de situația lor. Sper să se reglementeze, fiindcă Dinamo e cel mai mare club din țară. Toți spun că Steaua, că nu știu ce, Dinamo e cel mai iubit club din țară și cel mai valoros club din țară. Dinamo ca echipă de fotbal acum a rămas puțin în urmă, dar sper din tot sufletul, cu câteva plombe acolo, să nu cadă anul ăsta, iar Dinamo va reveni Dinamo, care a fost pe timpul când jucam și eu fotbal. După 16 etape, Dinamo ocupă locul 15 în clasament, penultimul, direct retrogradabil. Câinii au cel mai slab atac din tot campionatul, numai 9 marcate și doar 2 victorii. Doar FC Botoșani stă mai rău, însă chiar și așa, trupa moldavă, 8 puncte, se află la numai 2 lungimi de albroșii, 10 puncte.